Ca șocant în capitală, din cauza căldurii, un dispozitiv transportat de o mașină în cartierul Drumul Taberei din capitală a luat foc, chiar mașina ulterior a explodat. Din primele informații, în mașină se aflau doi oameni. Colega mea, Gabriela Mihai, vine în direct cu toate detaliile. Gabi, ce se mai știe la această oră despre acest incident? Vă știți, în aceste momente, la fața locului sunt echipaje de intervenție, echipaje de prim ajutor, descarcerare, dar și un echipaj CBRN care face toate investigațiile pentru a vedea cu exactitate care a fost cauza acestei explozii. Însă, informațiile spun că în autoturism, în momentul în care a avut loc explozia, se aflau doi tineri de 26 și de 27 de ani. Unul dintre ei a fost grav rănit, este în stare de inconștiență, în stop cardiorespirator și îi se acordă prim ajutor. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, din ce spun reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență, însă acolo s-a delimitat perimetrul astfel încât să poată fi făcută o anchetă în desfășurare, să poată vedea ulterior care a fost, așa cum spuneam, cauza acestui incident. Important de menționat este că din informațiile pe care le avem în aceste momente de la anchetatori, se pare că în portbagajul mașinii se afla o butelie, iar din cauza temperaturii ridicate, cel mai probabil, butelia a explodat. Așa cum spuneam, sunt cercetări în desfășurare în aceste momente la fața locului pentru a vedea cu exactitate cum s-a desfășurat totul și, bineînțeles, în continuare îi se acordă prim ajutor tânărului care se află în stop cardiorespirator.